Acest om nu a mai dormit de 7 zile. Ați auzit foarte bine, frați și surori. Numele meu este Marius Iancu și bine ați venit la o nouă reacție foarte creepy la mine pe canal. Și când zic foarte creepy, chiar mă refer la chestia asta, fraților. Mai exact, astăzi vom reacționa la un nou short horror film care se numește The Russian Sleep Experiment. În cazul în care nu știți care e treaba cu experimentul rusesc cu somnul, rușii au încercat să facă, fraților, acum foarte mult timp, erau niște videoclipuri creepy pe YouTube, puteți să le căutați, cu oameni care nu au mai dormit de luni de zile, fraților, adică oameni care nu știu cum, habar n-am, psihic, habar n-am cum au făcut, gen cu poțiuni, cu nu știu ce prostii de-astea, au reușit să nu mai doarmă luni de zile. Deci, băi, fraților, este foarte ironic că eu aseară am dormit vreo 5 ore și acum sunt mort de somn, știi, și băieții ăștia n-au mai dormit de zile întregi, fraților. Ei bine, și este un film documentar, habar nu am, cu băiatul ăsta care nu a mai dormit de foarte mult timp. Inițial nu trebuia să doarmă 7 zile, însă s-a dus la ordinul sutelor de zile. Adică o să vedeți că e ceva super, super horror. Uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți episoade de genul. Și hai să vedem că este ceva super interesant. Uitați-vă, ăsta este băiatul. Uitați-vă la el, bro! Gen, o ia razna, bro, vă dați seama. The Russian Sleep Experiment by Alexander the Titan. Uitați-vă, mamă, uite și oamenii ăștia. Ok. Ăștia venit aici să-i toare nu știu ce băutură. Uitați-vă la el. Nu a mai dormit de luni de zile, băieți. Stay positive, zicea. Nu știu, se întâmplă niște chestii foarte ciudate. Uitați-vă la el, fraților. Nu mai poate să vorbească nimica. Application lubricant for thing air-based compounds. Ok, deci... ci că îi dă cu chestii pe el. Pentru că... îi dă chestii pe el, fraților, pentru că și că trebuie să îi meargă organele bine, că nu mai doarme, ceva de asta super, super ciudat. Hai să... deci aici țipă să plece. Uitați-vă la el, fraților. Așa țipă să plece, să nu știu ce. Bun. Și și că această filmare va fi folosită în Court of Law against Undisclosed Oligarch. Va fi folosită la tribunal. Hai să vedem. Ok. Bun, deci asta zice că sunt 236 de zile de când a dormit ultima dată. Și că ne-am uitat în această chestie numită Russian Sleep Experiment. Some people don't think it's real, but unii oameni nu cred că este real. We started looking more into it and... dar am început să analizăm mai mult. Și ia uite, uitați-l, frate, uitați-l! Am adus pe cineva, uitați-l! Vrei să știi cine este? A venit să filmeze. Apă. Ia uitați-vă, fraților, camera lui ăsta. N-am nevoie să dorm. Mamă, băi, ăsta e în 8-a 3-a, fraților. Luna 8-a vine luna august. Bă, ăsta n-a mai dormit din august. Bă, voi vă dați seama și gen episodul postat acum 3 săptămâni. Bă, uitați-vă la el cum râde. Ce se întâmplă? Băi, frate, băi, ciudat. La ce ne uităm? Ciudat ăsta... o ia razna că n-am mai dormit. Asta gen așa face el, ok. Bun. Și după Dana, adică sora asta care nu știu, fraților, dacă ea l-a pus pe ăla sau l-a obligat sau e iubitul ei sau abaram, se duce să vorbească cu ceva om de știință. Și ăsta filmează totul, gen, ca să vedem. Deci se duce să vorbească cu ceva om de știință. Ia uite. Mă uit după Dr. Casey, îl caut pe Dr. Casey.
Bă, ce-i cu ăștia, fraților? Salut, Dr. Casey! Ce că am niște întrebări pentru tine. I'm just curious if you'd answer a couple questions for my documentary. Și că sunt curioasă dacă ai răspunde la câteva întrebări pentru documentarul meu. Nu. Why? Nu. You know we cannot do. Și că știi că nu putem să facem asta. Cut. Închide. Cut. Recover footage to be presented as evidence. Hopa! Totuși a filmat pe ascuns. Hai să ne ce-au vorbit ăștia. So now we have entered unknown territory. Deci știi că... Fraților... Ok, deci știi că băiatul ăsta a reușit să treacă prin toate etapele de sleep deprivation, adică că nu poți să dormi noaptea, și acum sunt pe un alt teritoriu. Păi uitați-vă la ei. Ce ne-a se întâmplă, fraților? Ăla o ia razna, îți dai seama. Dar acum e acasă, e bine că e acasă. Aici era când eram fericiți. De ce iubitul ei? Băi, soră mea, tu l-ai pus pe iubitul tău să facă pe experimentul ăsta să nu doarmă. Băi, e nebună. Sau poate nu ea l-a pus, fraților. My name is Dr. Casey. I specialize in sleep studies. Ci că numele este Dr. Casey și sunt specializat în somn. I take an unorthodox approach to these and that is... Ci că iau o abordare neortodoxă. Ci că și tocmai de aceea am acceptat să fac acest interviu. All of the materials in this building work as a stimuli to keep people awake. Deci că toate materialele din această clădire sunt ca un stimul ca să țină oamenii treaji. Ok, fraților, deci știi că tot ce a făcut băiatul ăsta, gen, mamă, ok, aici asta e interesantă, deci toată fabrica, tot locul ăla, totul e gândit ca să te facă să te țină treaz. Efectiv, și că până și aerul condiționat emană ceva gaz care te face să fii treaz, culorile pereților te fac să fii treaz, că ăsta e doar în chiloți, iar îl face să fie treaz, habar nu am de ce, fraților, dar e ciudat. E ciudat rău de tot. Totul e gândit încât să fie treaz. Are mai mulți subiecti. 264 de ore. Oh my god. Păi stai bă, ore a zis și la început sau zile a zis la început? Ia stai două secunde. Ia să vedem, frate, o stați. It's been 236 days since he slept. Sorry. Deci zile. Deci ăsta e cu ore. Asta înseamnă câte ore? Câte zile? 10 zile și ceva. 11 zile. 11 zile fix. Asta e de 348. Ci că și o iau ăștia razna. Dai seama că o iau razna. Uite-te la ei. O iau razna. Nu mai poate, o ia razna, fraților. Ce că tot a fost în numele științei, ce psihopat. Ce că am terminat, Alex, am chestii de făcut, ok. Și că ce face Ryan? Ryan fiind ăla. Ryan fiind băiatul ăla care acum e în dormitorul lui, care o fi că și el și dormitorul e făcut special să nu doarmă. Ia să vedem. Where were you? Oh! Unde ai fost? Bro, are sânge. You left the mic here. You're late. Whoa, what happened? Și că ai lăsat microfonul aici. Ce s-a întâmplat?
should have been here a while ago. Trebuia să fie aici mai mult timp. Acum am mai mult timp. You should have been here earlier than that, Alex. I have the mic already. You left it here. What happened to your face? I'll tell you on the way. Just let's go. So, as I said, I don't like when he leaves. And I was like, Belial, you should get some sleep. And he said no. So then I got in front of the door. Ah, i-a zis lua la lui Gagica să se culce. Bravo. Because I don't like when he leaves. I like being with him. Și că și ăla voia să plece și ea s-a pus în fața ușii și o fica ăla i-a dat un pumn sau ceva de genul. And I'm not one of those girls who's like okay with that stuff. Like I know what the difference between right and wrong. It's not him in there. It's like. Dar fraților, el de ce face asta? Gen, l-a pus ea? Sau care-i treaba? Este complicat. La ce te uiți? Are ceva pe gât. Unde mergem acum? La tunel. Și că mergem acum la tunel. Câteodată sunt oameni în tunel, dar n-ar trebui să ne deranjeze. Păi cum adică mergeți la tunel? Fraților, vreau să văd asta. Ce e aici? Ah! Acolo e ăla! Ce faci aici? Păi bine că nu fuge după voi. Unde s-a dus? Lasă-l soră mea să fugă dacă n-am mai... Dacă n-am mai dormit de 7 zile. Opriți-vă! Nu-ți facem absolut nimica. Doar vorbește cu mine. Oprește-te! Trebuie să plec. Unde? Unde trebuie să mergi, fățiorul? Mamă, uite-l. Uite la ochii lui, frate. Lasă-l, bă, să plece. Ai luat-o razna. Lasă-l să plece, sora mea. Săraca plânge. Și că se întoarce. Întotdeauna face așa și după se întoarce. Și vine puțin mai diferit înapoi. Ia. Se întoarce și acum? A trebuit să mă duc acasă în cazul în care vine acum rapid. Hai să plecăm. Decembrie 2022, deci asta a fost în august. Okay. Hey Alex, it's Dana. I just wanted to send you this for your documentary. It's back. În 2022 a revenit. Ți-am trimis asta pentru documentarul tău, a revenit. I wonder if he's sleeping where he goes. Mamă, doarme! Bro, doarme! Nu dormea, nu dormea, ok. Trebuie să mă să-l ajut, papa. Și aici s-a terminat. Mamă, fraților, ok. Deci, băi, a fost un episod foarte ciudat. Chiar a fost un clip foarte, foarte ciudat. Și na, bă, chestia asta cu experimentul rusesc de somn chiar este ceva foarte, foarte creepy. Cam într-un acest episod, eu am fost Marusiancu, v-am pa pe toți. Scrieți la comentarii ce părere aveți, pa, pa! Băie și fete, bine ați venit la Încearcă să nu te sperii, unde 99% dintre oameni se sperie. Frați și surori, astăzi vom face un nou episod foarte, foarte creepy și de același timp foarte special. Bine ați venit la Încearcă să nu te sperii, fraților, unde 99% dintre oameni se sperie. Mai exact, am făcut o selecție foarte atentă de 4 videoclipuri creepy la care trebuie să ne uităm. Regulile, băi, sunt foarte, foarte simple. Trebuie neapărat să vă uitați la tot videoclipul, să nu întoarceți capul stânga-dreapta și totodată nu aveți voie să dați skip la videoclip. Și după ce s-a terminat tot videoclipul, scrieți neapărat la comentarii dacă v-ați speriat sau nu. Eu zice să nu mă sperie, avem 4 videoclipuri la număr, dacă mai vreți să facem challenge-uri de genul, scrieți la comentarii. Eu zic, băi, să nu mai pierdem timpul și hai să începem cu Încearcă să nu te sperii, variantă unde 99% dintre oameni se sperie. Prima dată o să începem cu acest short horror film care se numește Hold Your Breath și are 7 minuțele, ăsta e cel mai lung dintre toate. Hai să vedem care e treaba cu el până la urmă, să vedem dacă o să ne speriem sau nu, băi. Deci eu sper pe mine să nu fie atât de horror cât cred eu. Hai să vedem. Let's go. Bun.
Mamă, aveți grijă. Deci cum începe? Hold your breath. Țineți respirația înseamnă. Deci e cineva care doarme. Ok. Ok, femeia asta doarme, nimica suspect. Să stai, ea doarme, ea face așa. Mamă! Ok, nu m-am speriat, mamă, voice, mamă, am tresărit puțin. Bă, ce s-a auzit? Why? Why? Stați că am început tare, boys. I s-a deschis ușa. I s-a deschis ușa la femeie. Mamă, și nu mai are baterie la telefon. Ok. Boys, ce se întâmplă? S-a ascuns sub pat, bă, am început prea tare. Ok, s-a ascuns sub pat. Deci cineva a intrat la ea în casă, boys, și ea s-a ascuns sub pat, instant. Boys, am început prea tare, efectiv. Man. Bă, a intrat cineva în casă. Boys, băi. Am început prea tare, pe bune. Uitați-vă, aici se vede umbra. Ba, uite, mamă, sunt pantofii cuiva. Sunt pantofii cuiva acolo, băi, și am început tare. Mamă, ok. Bă, e cineva acolo, uitați-vă cum mișcă. Băi, stai bine. Mamă, are un cuțit. Bro, și îl pune pe supat. Mamă, man. Are sânge pe cuțit. Bro, dar cine e ăla, man? What? S-a dus sângele la loc? Sau mi s-a părut mie? Boi, ce-i asta? Acum se derulează tot înapoi, boys. Ia asta să vedem. Deci acum se derulează tot înapoi. Ok. Gen asta ideea, se derulează tot înapoi de la faza asta, ok. Mamă, bă, sper să nu fie un jumpscare sau ceva de genul, că o să mă sperii maxim. Băi, deci acum se derulează, s-a derulat tot înapoi, ok. Bun. Mamă, stați! Că iară vine! Bă, își bate joc de ea, gen. Azi, când a ieșit din cameră, i-a făcut... Gen, parcă în sfârșit am scăpat, își bate joc de ea. Mama, boi, sper să nu fie vreun jumpscare, v-am zis. Uite, tot deschide ușa, man. Ce nenorocit. Ok. Bun, stați că a ieșit de acolo și se uită prin casă. Are mâna la gură ca să nu se aude când respiră. Și îl caută pe ăla. Sor mea, cea mai proastă idee este să-ți cauți criminal că ieși în casă cu el. Mamă, e cineva acolo? Mamă, uite-l! Boys! What? A ieșit? Ce se întâmplă, bro? Ok, ia uite-l, man. A dat cu spatele. Bă, ăsta e un coșmar, dar ei, hopa. Uite-l pe băiat. Îi face cu mâna, man. Băi, ce se întâmplă? Îi face cu mâna. Boys... Bă, mi-e frică, mi se pare ciudat. Asta cred că e un coșmar de-al ei. Hopa, hopa! Ce face soarmea? Ce face? Stați! Se duce afară. Ce e aia? Are o crosă sau care-i treaba? Stați că se duce afară să... Se bată cu atacatorul, practic, nu? Asta încearcă să facă. N-ai știut dacă o să-i iasă sau nu. Probabil nu, gen spoiler. Hai să vedem. Bă, până acum nu ne-am speriat. Suntem bine pe bune. Chiar nu ne-am speriat. Mamă, uite-l. Opa, s-a împiedicat. Ce? Deci nu vine să cred. Boys, s-a împiedicat. Bă, cumva s-a împiedicat. Ce, s-a împiedicat de cutia aia. Era o cutie acolo de care s-a împiedicat. Ok, s-a trezit. Uite-l! Mamă, și ăsta a vrut să o înjunghe. Chiar e un coșmar de-al ei, boys. Uitați-vă. Mamă, ăla stătea acolo. Era ascuns după tufiș, bro. Uite, și acum se refac toate chestiile. Uite, ea crede că vine după el acum și-l bate. E un coșmar, boys. Probabil e un coșmar. Ia să-ți mut și în descriere. Da, boys, da, e un coșmar, gen.
Uite, îi face cu mâna. Ea trebuie să iasă din coșmarul ăsta, gen. Ok, are cheile de la casa ei. Vine pe ea, soară mea, hai, dă-i una. Dă-i una, bravo! Ia uite, boys, i-a dat una la ala. Acum nu știu în ce dă, dar... Sau? L-a omorât? A reușit să-l omoare? Boys? L-a dovedit? Uite cheile. L-a dovedit? Da, a luat cheile. A luat cheile. Hopa. Și fuge de, fuge de aici, boys? Ce naiba se întâmplă, man? Ok. Na, prea târziu. E cred că e în spatele ei. Ah, e altul, bă! Uite, bă, sunt mai mulți, man. E un coșmar de care nu poate să iasă. E efectiv un coșmar de care nu poate să iasă. Efectiv un coșmar de care nu poate să iasă. Sunt mai mulți. Nu știu dacă sunt mai mulți pe mâine, gen... Hai, fustă mea. Dă-i cu spatele și du-te. Du-te de aici și pleacă că... E nașpa ce se întâmplă pe bune. Mamă, uite-l pe ăsta, boys. Ăsta n-are ochi, uite-ți-vă la ochii lui. Aba, nu uite, se reface ochiul, man. S-a trezit. Mamă, bro. Și aici, cred că s-a terminat. Aici s-a terminat primul filmuleț. Băi, a fost un coșmar horror. Însă, din fericire, boys, nu ne-am speriat. Așa că mergem pe următorul videoclip, care se numește Mother's Day, adică ziua mamei, și este un scary short horror film din 2022. A fost postat chiar alaltăieri. Hai să vedem care-i treaba, are 3 minuțele, let's go. Să vedem filmulețul ăsta, ne sperie. Hopa. Why are you making me record this? Because ever since we moved into our house, I've literally heard a baby crying. Hopa! Every single night. Bun, deci fiți atenți, băi, și fete, ca să înțelegeți și voi. Deci ăștia doi se ceartă și ea a zis: uite, acum o să vadă toată lumea că eu nu sunt nebună. Și ăsta a zis: de ce mă pui să filmez chestia asta? Pentru că de când ne-am mutat de noua noastră casă, aici este un adăpost abandonat, aud un bebeluș cum plânge. Deci ăștia s-au mutat undeva și aud un bebeluș cum plânge. Ok. Și niciodată nu mă crezi. Și hai, vină cu mine. Vino cu mine, vino cu mine să-ți arăt bebelușul. Ci că n-am auzit niciun bebeluș, taci. Ci că e cineva aici. Despre ce vorbești? Ci că... Hello? Ci că e cineva după copac, boys. Hello? Ci că... Mamă, boys! Vă rog! Vă rog, ajutați-mă! Găsiți-mi copilul! Boys, cine e asta? Și că, bă, boys, deși să atenți, e una îmbrăcată mireasă cu sânge pe ea care zice: vă rog, vă rog, găsiți-i copilul, ce se întâmplă? Și că, doamnă, unde mergeți? Doamnă, unde mergeți? Putem să sunăm pe cineva? Putem să vă ajutăm? Doamnă! Și că cred că copiii mei sunt aici, boys, bă, fiica avea dreptate. Cum arată copilul dumneavoastră? Ce vi s-a întâmplat? De ce sângerezi? Și că cred că copilul meu e aici, boys. Și că du-te primul, îi zicea lui, du-te primul. Bă, nu te du, fugi de aici, vezi? Du-te, du-te și ajută-o. Hai, veniți. Boys, boys, din păcate, au intrat aici în adăpostul ăsta abandonat și s-au închis ușa și a rămas doar el cu aia, gen Gagica sau cine o fi femeia cu care vor, cu care gen filma el, nu a mai intrat înăuntru. Adam. Deci Adam. Boys. Mamă, man, nu-i bine ce se întâmplă, nu-i bine. Bă, ce ciudat. Doamne, cât de ciudat. Unde e aia, boys? Unde a fugit aia care își caută copilul? Unde a fugit? Boys? Mamă, mă sperie. Bă, unde e femeia aia care își caută copilul? Unde e? Uite-o!
Trebuie să mă las să ies de aici. Chiar acum. Ci că nu plecăm de aici. Ci că nu plecăm de aici până nu-mi găsesc copilul. Vine după el? Vine după el! Nu poate să fugă. Mamă, buis, bă, mă sperie. Deci aia e ciudată, vrea să-și găsească copilul, dar nu cred că e copilul ei aici. Oare o treabă cu găsitul copilului, care nu există. Ia uite-o. Boys, hopa, hopa, acolo e ceva secret, e o ascunzătoare secretă? Și că e aici. E aici. Boys, mai e cineva, hopa, cine e ăla? Boys, ăla e un domn? Care-i treaba, bă, unde a ajuns ăsta, bă? Uite, l-a văzut. Fugi, frățioro, fugi. What, bro? Cine e aia? Deci acolo era gagică sa, cred. Ok. Bun, frați și surori, destul de ciudat și al doilea filmuleț, însă totodată nu ne-am speriat și mai avem încă două, care astea două, boys, practic, sunt puțin mai scurte decât celelalte. Și totodată și ceva mai horror. Hai să vedem. Prima dată este vorba despre două fetițe care joacă adevăr sau provocare. Hai să vedem. Adevăr sau provocare? Provocare. Și că te provoc să o sun pe murder nanny, adică pe dădaca ucigașă. Băi, cum adică să o sune pe dădaca ucigașă? Cine e dădaca ucigașă? Exact. You've never heard of the murder nanny? Cică, n-ai mai auzit până acum de dădaca ucigașă? No. No? Who is she? Cine e ea? Here. Pune acolo un număr. Cică, sună și află. Dar de unde știi număr? Asta e foarte nașpa. Pune pe speaker, sau și eu. Deci o sună pe dădaca ucigașă. Deci, băi, numărul e 555 bară 6666. Numărul pe care l-ați contactat nu merge, logic. Wow, n-a mers. Ce că trebuie să sun de 3 ori. Cum ar fi, boys, după ce sun de 3 ori să răspundă? A mai sunat o dată. A doua oară iară nu merge. Și acum ultima dată, a treia oară trebuie să meargă. Boys, a răspuns cineva pe bune. Hello. Cine e aici? Și că de ce nu-mi spui tu, Jesse? Hopa! A răspuns dădaca ucigașă. How do you know my name? Cum îmi știi numele? Știu foarte multe despre tine. Și despre prietena ta, Taylor, știu foarte multe. Închide. Bun, au închis. Pe cine mai pot să sun? L-am găsit pe un site. So you thought it was a good idea to call it? You're overreacting. It's probably just a prank number or something. Mama, boys, deci asta a zis că l-a văzut pe un site și zicea că dacă sunt de 3 ori, o să vină dădaca ucigașă și o să ia toți copiii, gen. Adică acum aia o să vină după ele? Doar exagerez, ne știa numele. Mama, iară sună. Uite, boys, sună. Ia, răspunde? Nu răspunde. Hello? Hello? Și că n-a fost foarte frumos să mă închidesc telefonul nas. Tot ce vreau să fac este să am grijă de voi. Pentru totdeauna. Ce că e ok, n-avem nevoie să faci asta. Ce drăguț! Suntem bine, n-avem nevoie. Pe bune, suntem bine. Și că o să vă văd în curând pe toate. În curând. Ok, boys, mamă, ce ciudat. Cât de ciudat, bro. Taylor. Hopa, a dispărut Taylor. Bă, poate Taylor face o farsă, v-ați gândit la asta? Mama, hai că face Taylor o farsă. Taylor e cu mine acum. Boys. Uite-o, mamă, bui... Are capul pătrat. Voi vedeți? Murder Nanny are capul pătrat. Zici că e Steve din Minecraft. Hello, Jesse. Salut, Jesse. Ia uite, unde era? Hai, vino acasă cu mine.
Mamă! Bun, boi, și oficial am ajuns la ultimul filmuleț din cele patru. În cazul care nu v-ați speriat până acum, bravo vouă. Eu, să zicem că am reacționat mai urât de câteva ori, însă de speriat nu cred că m-am speriat. Hai să vedem, ultimul filmuleț se numește Run, short horror film. Hai să vedem. Asta e ultimul filmuleț la care ne vom uita în seara aceasta. Hopa, ce se întâmplă? Hopa! Bă, ia stați puțin, băieți. Deci, băi, ăsta fugea și la un moment dat, stai, toți au picat jos, toți fugeau și au picat jos, de ce? Hopa. Ia stați, boys. Nu prea mă zici, că băieții aveau ceva chestie care îi făcea să... Ma! Uite-l pe ăsta. Ce amuzant, da. Ce că și eu te iubesc așa. Unde mergi? Merg să să alerg. Never mind. I was going to say be safe, but after that jump scare, kind of hoping something happens to you. Ok, a zis că cică da, o să mă duc să alerg. Voiam să zic să ai grijă la alergare, însă după ce m-ai speriat adineauri, sper să ți se întâmple ceva. Da, chiar. Oh, babe, fitness trackers. The news says they're no good. It's not safe. Hopa. Bun, deci, boys, ăla e un fitness tracker, gen, adică zice câte calorii arzi, bătăile inimii, cât ai alergat și toate chestiile astea. Și adineauri, dacă ați văzut, gen, la început toți au picat și au zis la știri că, ci că noile d-astea, ceasuri d-astea, te fac să exersezi, gen, și să alergi până la moarte, știi că nu e bine. Ce că te văd imediat, da. Bună. Și te iubesc, papa. Ăsta se duce să alerge acum seara, că n-are ce face. Își pune ăla. Salut, utilizatorule, acum o să te... Astăzi o să te ajut să ajungi la un nou nivel al fitness-ului. Ești pregătit? Hai, începe să alergi. Bun. Trebuie să alergi, hai frățioro. Aleargă. O fi că îi vede pe aia, toți morți acolo, gen, care știți că pe aia au leșinat acolo din iaură, într-un parc sau care-i treaba. Uite-te la el, nu mai poate. Am uitat că nu mai alergi. Mamă, ia stați, boys, fiți atenți, ia. Opa, îl electrocutează, boys, deci fiți atenți. El s-a oprit și a zis că, băi, stai că trebuie să-mi trag puțin respirația, că am alergat prea mult. Și aia a zis că eu nu accept să-ți tragi respirația până când nu alergi toată distanța. Face, o să alerg toată distanța, după ce o să-mi trag puțin respirația. Nu, continui acum, acum te pui să alergi. Bă, îl electrocutează, boys. Mamă, îl electrocutează. Aleargă. Hai, du-te, bă. Bă, boys, uitați-vă la el. Gen, el acum e electrocutat. Mamă, deci alea te fac să alergi până la epuizare. El nu vrea să alerge. Dar... Uite-te. Vrea să ceară ajutor. Ok. Mamă, ciudat. Boi, ce se întâmplă cu el? Ok. Mai 16.000, gata, a terminat. A terminat, boys. A alergat totul. Se-a picat jos, logic. După ce a alergat tot, a crezut și eu. Ai venit înapoi, da. A ajuns la miezul nopții. Baby. Mamă, i-a zis, e miezul nopții, o nouă zi, ești pregătit pentru antrenamentul tău? Nu. Din păcate, hai să începem iară. Mamă, și iară se duce să alerge. Boys. Mamă, ce ciudat. Bă! Ia râs, man! Bă, ia, are ceva legătură cu asta. Uitați-vă că a râs. Ci că mergi foarte bine.
Și aici s-a terminat episodul, fraților. Ei bine, ăsta a fost. Încearcă să nu te sperii. Scrieți neapărat la comentarii dacă v-ați speriat. Acum, boys, nu știu dacă se ia un calcul și alea cum am făcut eu când am mai tresărit. Așa, nu trebuie să te sperii pe bune. Scrieți la comentarii dacă v-ați speriat. Eu am fost Marius Iancu. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și ne vom vedea curând cu episodul noi. V-am pupat pe toți. Pa, pa. 99,9% din oameni se sperie la acest videoclip. Scrie-mi la comentarii dacă tu o să fii unul dintre ei sau nu, pentru că astăzi, fraților, vom reacționa la două filme foarte, foarte horror. Primul dintre ele se numește Apartament 2715, practic apartamentul 2715, dar nu cred că sunt 2700 de apartamente, dar în fine, care ci este un apartament bântuit, man. Hai să vedem de ce, știi ce zic? Adică dacă 99% din oameni se sperie la chestiile astea, s-ar putea ca eu, băi, până la urmă am o experiență foarte mare în a mă uita la filme horror. Deci sunt șanse foarte mari să am un fel de rezistență la genul ăsta de chestii. Hai să vedem, bro. Let's go. Ok. Bun. Deci fata asta a dormit cu radioul pornit. Ok. Uite, și mâncat, era în proces să mănânce, dar s-a culcat. Așa, stormea, odihnește. Mamă, băi, ia stai puțin, eu stai fățiu. Deci, cadrul ăsta nu-i bun. Cadrul ăsta arată că cineva se uită la ea din afară. Ia stai să vedem. Ia stai să fățiu puțin. Ăsta așa. Se uită cineva la ea de afară, nu-i bine. Se vede cineva la ea de afară, vă spun eu. Oh my god, ați văzut ce am văzut și eu? Ați văzut ce am văzut și eu? Bro, cine e acolo? Bă, avea mâinile negre, parcă avea niște mănuși pe mână. Persoana respectivă. Bro. Băi, un hoț! E un hoț! Bro, dar de ce o mânghe e hoțul? Bă, tu ești bolnav psihic? Fă-ți-o, e un hoț. A dat volumul mai tare. Bro, e un hoț, man. Oh my god, ok. Jesus. Ba, are cumva ușa aia deschisă. Ușa aia, geamul ăla, ușa, e deschis. Ai intrat ceva la aia în casă, man. Ok, uite-l pe omul ăsta de vorbește la telefon. Aha, era deschis. Aia face, era doar sita. Sita să nu intre muște, dar era deschis locul. Păi normal, așa a intrat ăla înăuntru. Așa a intrat ăla înăuntru pentru că era deschis locul. Laundry scrie acolo. Chiar sunt curios face ce o să se întâmple. Frățiorul, bă, ăla se ascunde pe acolo. Uite, bă, se deschide ușa. Bă, asta nu vede, băi! Bă, ești oarbă, soră mea! Doamne, frate! Doamne, nu vine să cred. Nu-mi vine să cred, bro. De ce te uiți, băi, la ăla? Ce nu... Are cuțitul în mână. O moară, straight up. O moară acum, frățior, că e paralelă. A observat că ăsta e întors invers. Doamne, man. Ireal. Cum, frățior, nu și-a dat seama? O moară ăsta. Aia ai fost, sora mea.
Gata, acum apare asta după ușa, ai murit. Wow, 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 și-a dat seama. Și-a dat seama că e cineva la ea în casă, bro. Că și-a luat bâta. Și-a dat seama femeia. Ok, că treaba devine interesantă. Treaba chiar devine interesantă, fraților. Și-a dat seama că e cineva la ea în casă. Aha, observ. Observ că situația devine din ce în ce mai tricky, tricky. Mhm. Soră mea, crede-mă, la cum am văzut că te descurci în casa ta, că te zici că ești pierdut în spațiu, nu prea nicio șansă. Vrea să vadă dacă vede pe cineva, dacă vede ceva. Uite, vede acolo o persoană, dar doar atâta. Deja e la tine în casă, soră mea. E prea târziu. E mult prea târziu pentru tine. Sună la... Fiți atenți că nu o să sune. Vrea să sune, dar nu o să sune. O să sune. Nu o să sune. Vrea să sune și se răzgândește. Da, nu-i deranja, bro. Doamne. Doamne, fraților. A, se apără singură. Ireal ce văd aici. Asta încearcă să nu te enervezi, challenge. Pentru mine. Aha, dă-i cu băta, sora mea. Asta e pentru mine, încearcă să nu te enervezi, challenge, fraților. Efectiv, nu înțeleg de ce face fata asta ceea ce face. Aha, s-a ascuns în dulap, hoțu, că e frică de tine, bro. Da. Se pare că mare țeapă ți-ai luat. Dar unde e ăla, frate, că nu l-am mai văzut, cred că o să apară în dreapta. Le uiteți-vă în dreapta, că o să apară în dreapta. Aba nu. Uite, acolo a fost ultima dată, în Londrii. Aici a fost ultima dată. Uitați-vă că ea, voi nu vedeți de facecam-ul meu, dar are o poză cu un băiat genial și un băiat pe frigider. Ăla-i Gagicăsu, unde-i Gagicăsu, bro? Aha! E în spatele tău, surmea, și pierdută în spațiu, în propria ta casă. Dar ai zis că nu o să, n-o să sun la 112. N-am nevoie să mă apere cineva. Se uită la tabloul ăsta. Asta face pe tablou, probabil a fost întors invers. De-aia tot se uită ca fraiera la el. Lasă băta jos, urmea, nu. Doar s-a întâmplat să se întoarcă tablou invers. A fost o pură întâmplare, nu se știe niciodată. Doamne, man. Doamne, ce vedri. Suni? Sună, mă, soră mea, sună. Știm toți că nu o să sune. Eram sigur. Asta e, încearcă să nu te enervezi, challenge, bro, când vezi atâtea chestii. Se duce să se culce. Foarte bună alegere, da. Lasă-ți-l acolo, cum zici ce se întâmplă. Lasă-ți telefonul acolo, să nu cumva să poți să suni, gen, dacă intre cineva peste tine în casă.
Lasă-l acolo, să duc să-și facă duș. Vreau să văd când o prinde. Your call can't be completed as dialed. Bro, cât timp ea era la duș, i-a scris cu ruj pe oglinda asta, că apelul tău nu o să poată să fie completat și nici dus până la final. Aha, sora mea, acum ți-ai dat seama. Aha, ia-ți telefonul și sună. Cred că e prea târziu acum. Ce spui? A început și asta, e prea târziu. Ia vedeți, fraților, a băgat mare cuțit în opera de artă. Bro! Băiatul chiar vrea să o terorizeze pe asta. Vrea să o scoată din minți. Uite-te la tablou. Acum apare la din spate și asta a fost. In slow motion. Oh! A deschis la ușa. Voia să iasă afară. A venit ăsta prea târziu. În slow motion. Te-ai dus, sora mea. Prea târziu, fraților. Oh my god, man. Insane. Ia uite-l pe ăsta de la început. Uite că se aud cum se bate acolo. Aude asta cum se bate aia înăuntru. Bro, o salvează asta? Că auzi cum se bate... Na. Bă, dar în filmul ăsta horror tot sunt tătălăi, fraților. Doamne, mi-a dat mai mult așa ceva, pe bune vă spun. Aici s-a terminat. Dar nu ne-am oprit aici, frate, mai avem încă un short horror film și la ăsta 100% o să ne speriem, sperăm să nu ne enervăm. Ia uite-l pe... Deci se numește Mimic. Hopa! Deci cineva îl strică pe ăsta, fiusul. Da, Roman? Și că tată, nu pot să dorm deoarece nu-mi place noua mea cameră. Și că o să te obișnuiești, îți promit. Get back to bed. You have school in the morning. Chica, hai, du-te și culcă-te pentru că mâine dimineață trebuie să te duci la școală. Tata, poți să dormi cu tine și cu mama? You're gonna have to be brave for me, buddy. Chica, trebuie să fii curajos. That's the only way you're gonna get used to this new house. Just give it a few nights, okay? Chica, doar încearcă câteva nopți aici. Este o casă nouă. Este o casă nouă. Ok, se aud și fulgere. Le vreau pe Max aici. Îl vrea pe Max, probabil este o jucărie, fratele, un pluș, că a zis că probabil încă este în pachete. O să mă uit de el de dimineață, ok? Bagă-te la culcare, stai în pat. Ia vezi că se mișcă ceva, Roman. Bro, ce s-a întâmplat? Roman, what did I tell you about getting that? Oh my god! Oh my god, fraților. E filmul ăla horror pe care știi. Ok, nu e filmul ăla horror, dar e adaptarea la filmul ăla horror. Mimic înseamnă dublură, știm din Alternate Watch, jocul pe care l-am jucat de 300 de mii de ori, dar ați văzut? Ăsta micul doarme, altcineva îl strigă. Tată? Cică vreau să dorm în patul tău diseară. Ce-i aia, bro? Ce se întâmplă? Sara? Asta e nevastă sa. Cineva a mâncat-o! Salut, tată! Aoleu! Oh my god, bro! Hopa, și acum
Roman, te-ai trezit, hai să dormi în patul nostru. Doamne, fraților, nu știu, parcă videoclipul ăsta m-a făcut să n-am încredere niciodată nimeni.